Am văzut recent investiția dumneavoastră, mașina aceea superbă pe care v-ați cumpărat-o și aveam o curiozitate. Ați mers vreodată cu Tesla? Ce părere aveți despre Tesla? Că toată lumea vorbește acum despre Tesla. E un întreg fenomen la nivel global cu Tesla. Dumneavoastră cum vedeți chestia care, asta cu Tesla? Care Tesla? Tesla care se duce și duce mâncare astronauților care stau pe orbite? Nu. Tesla care? Tesla care acum iei o țiglă care nu mai merge cu soare, numai cu lumină și îți produce electricitate, care nu mai bagi într-un acumulator cât casa asta, ca să ții casa, ci într-un frigider, aia e Tesla. Tesla mașina sau electrică. Mașina, mașina electrică. Care a făcut-o Tesla, sau asta care o face și iese anul viitor. Asta pe care am și eu una. Să vedem dacă e adevărată, să vedem dacă zboară la un metru, când e drumul rău și te duci încolo, și așa mai departe. Tesla nu e un fenomen de astăzi. Tesla e un fenomen de acum 20-25 de ani și eu am fost prezent la acest fenomen. Înăuntru, nu cu Tesla, cu Mercedes, cu BMW, cu General Motors, cu toți. Nu electric, nu e. Aici e combustie internă, e ardere, e nu știu ce electric, nu ai cum să faci, n-ai cum nu știu ce. Unul a spus, ba da, e electric, nu știu cum. Sau a spus, e combinația. Ei, și acum ce se întâmplă? Fug toți după treaba asta, da. Fug toți după treaba asta, ba mai mult decât atât, unul dintre cei mai mari șefi ai automobilismului în lumea asta, fostul președinte la Mercedes, spune, domnule, în 30 de ani nu mai există nimic combustie internă, totul e electric. Sau o altă sursă. Sau, și s-ar putea întâmpla să aibă dreptate. S-ar putea întâmpla să aibă dreptate, adică singura problemă care există astăzi este bateria. Eu cred că cel care descoperă o baterie care să meargă 5.000 de kilometri, cum o merge? Sau hai să zic 1.000 măcar. Pentru că adevărul astăzi, când îți zice 500 de kilometri, sunt vreo 200, 250. 250, în momentul în care o mașină din aia o împingi la 150, la 180 de kilometri, da, de aici până în colță, adică are o explozie extraordinară, îți consumă de două ori și jumătate. Și trebuie să consume la 60 de kilometri. Da. Dacă aia face, aia ai. Are încet, încet, atenție. Încet, toți fug după ele și uite că dă rezultate. Sigur că sunt eu la Ferrari. Are trei motoare, două electrice și unul de combustie. Adică toți compensează acum. Sunt motoare, să vorbește nu numai de electric, să vorbește și de nu de mecanic, să vorbește de alte surse de energie, care este magnetic, de exemplu. Să vorbește de electricitate, da. Dar să vorbește care produce și magnetic în același timp și se recompensează aproape un perpetuum mobile, adică fără sfârșit.